Iubitorii competițiilor de călărie din județ sunt invitați la o serie de evenimente importante găzduite de baza hipică Virgil Bărbuceanu. În perioada 21-24 iunie vor avea loc Cupa Municipiului Piatra Neamț, ajunsă la 21-a ediție, dar și cea de-a doua ediție a Cupei Fermierului. Începând cu ziua de vineri, 22 iunie, la Piatra Neamț, debutează competițiile anului 2018, este vorba de competițiile oficiale. În prima etapă a competițiilor se vor desfășura întrecerile din cadrul Cupei Municipiului Piatra Neamț, deja un concurs devenit tradițional, care se organizează în zilele în care orașul sărbătorește acea frumoasă sărbătoare a municipiului Piatra Neamț și, de asemenea, concomitent cu întrecerile, cu probele de la Cupa municipiului Piatra Neamț, se vor desfășura și probele din cadrul Cupei Fermierului, o competiție pe care noi am inițiat-o anul trecut și care anul acesta se află la ediția a doua. Alte surprize vor fi pregătite vizitatorilor după data de 29 iunie la întrecerile din cadrul trofeului Virgil Bărbuceanu, ajuns la 14-a ediție. Invităm pe toți iubitorii sportului călare să vină în baza hipică, pentru că după această săptămână, deci în săptămâna următoare, călăreții și caii rămân la Piatra Neamț, în cantonament, fiindcă de joia cealaltă, deci respectiv pe data de 29 până pe data de 1 iulie, se vor desfășura întrecerile din cadrul trofeului Virgil Bărbuceanu și finala campionatului național la categoriile B, C, D și E. Și acest concurs s-a statornicit la Piatra Neamț de foarte multă vreme și se desfășoară concomitent cu probele din cadrul trofeului Virgil Bărbuceanu. Această competiție desfășurată la complexul de peste vale este susținută de Consiliul Județean Neamț, 50.000 de lei fiind alocați din bugetul județului pentru desfășurarea ei în bune condiții, iar alți 30.000 de lei fiind obținuți din diverse sponsorizări.